Frați și surori, domnilor și domnilor, în luna martie, Uniunea Europeană a dat o lege prin care a scos un certificat sau un pașaport, spuneți cum vreți, verde. Adică este vorba de un cod, un cod de bare, sau un cod QR, dar de fapt un cod QR, care este mai puternic ca un cod de bare și stochează mai multe date. Și nu știu ce îl numesc verde, pentru că asta îmi dă de gândit foarte mult, scuzeți-mă, că mă face să râd, pentru că este vorba de că drumul spre iad este pavat cu iarbă verde, că așa înseamnă. Este o mizerie. Moarte, va ploua cu morți, va fi sânge pe tot pământul și pe tot globul pământesc. Va ploua cu morți, va fi sânge până la zbala calului. Hai mă, lasă-mă, ia mâna. Lasă-mă să zic. Va fi nenorocire pe pământ, va fi prăpăd. Să moară cel mai pe interes. Satana bate la ușă. Că se întâmplă ce scrie în Biblie cuvânt cu cuvânt. Ia uite, capitolul 13, de la 16 la 18, Apocalipsa. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. Adică numele fierei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să se cotească numărul fierei, căci este un număr domn și numărul ei este 666. Codul de bare are la mijloc două bări mai lungi, în stânga două bări mai lungi și în dreapta două bări mai lungi, ceea ce înseamnă 6 și se adună și dă ceva exact 666. Mă rog, mai multe adunări în viață dau 666. Cum ar fi Vicarius Filii Dei, care e la papa de la Roma, la uși deasupra acolo, da? Întăriți-vă! Iisus, Iisus, Iisus până la moarte! Pe spiciul de mai sus mi-a spus și certificat de unicitate. Folosirea lui abuzivă se pedepsește conform codului penal și de procedură penală aliatul pe litera carte în cartea vrajă a morților. Băi!